ultimii 7 ani s-au investit aproape 100 de milioane de euro pentru dotarea unităților ISU din toată țara. Secretarul de stat Raed Arafat susține că este încă nevoie de fonduri pentru zonele rurale. De acum încolo, pentru exercițiul 2014-2020, este prevăzută o sumă de 114 milioane de euro pentru dotarea inspectoratelor pentru situații de urgență, pe lângă altor sume pentru alte acțiuni și alte activități ale lor. Pompierii din București au sărbătorit 170 de ani de la înființarea primei divizii. Drapelul unității a fost înmânat în mod simbolic de secretarul de stat Raed Arafat. Domnule colonel, vă înmânez drapelul distinctiv al inspectoratului pentru situații de urgență al municipiului București. Servesc patria! Mă înclin în fața lor, încercăm să ajutăm cu tot ceea ce putem și încă mai putem, slavă Domnului, pentru a fi bine înzestrați, pentru a avea tot ce au nevoie ei, pentru a putea salva vieți omenești. Se împlinesc 170 de ani de tradiție militară a pompierilor bucureșteni, 170 de ani de misiuni în slujba comunității, 170 de ani de activități, 170 de ani de realizări. Ura!